Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfint și prea iubit, îmbrăcați-vă. Cum ești îmbrăcat în dimineața aceasta? Care îți este ținuta cu care te-ai îmbrăcat în această dimineață? Sau sunt îmbrăcat suficient de bine pentru a rezista la frigul de afară? Iartă-mă, brother Pete, I'm going to use you as an example. Mă uitam la fratele Pete și dintre bărbați e singurul cu mânecă scurtă. Vine de la Florida. În Sfânta Scriptură ni se prezintă și în acest mod, în această formă metaforică, dacă vreți, calitatea de creștin, de copil al lui Dumnezeu, de fiu sau fiică a împărăției lui Dumnezeu. Și de ceva timp, nu de prea mult timp, sunt mult mai preocupat, cercetând în cuvântul Domnului, de faptul că împărăția lui Dumnezeu ea este aici. Ea este în copiii Domnului și se manifestă acolo unde copiii Domnului sunt împreună. Și ea trebuie, Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor, ea este în inima voastră, ea este în înăuntru vostru și ea trebuie să fie în noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, cei care ne declarăm răscumpărați prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, salvați, mântuiți, izbăviți, îmbrăcați, așa cum am citit în această dimineață. Evident că acesta este caracterul spiritual al împărăției, nu caracterul fizic, care e legat de un spațiu anume, ci este caracterul care se manifestă în cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă citiți în Epistola către Coloseni, veți observa în capitolul 3 în mod special și începând cu capitolul 3 este partea practică, am putea să o numim, a epistolei. Capitolul 1 și 2 sunt părți mai doctrinare, mai de învățătură profundă, care ne provoacă intelectul, a zice mai mult. Capitolul 3 și capitolul 4 apelează nu doar la intelectul nostru, apelează la inima noastră și apelează la voința noastră, la trăirea noastră practică. Și Domnul Iisus Hristos spunea la finalul cuvântării sale de pe munte, și în această cuvântare de pe munte sunt arătate criteriile împărăției și criteriile de trăire în împărăție, vorbește celor care îl ascultau atunci, că dacă cineva doar aude cuvintele sale și nu le face, se aseamănă cu un om care și-a zidit casa pe nisip. A venit ploaia, au suflat vânturile și voaiele și au lovit în casa aceea și casa aceea s-a prăbușit și prăbușirea ei a fost una mare. Dar cine ascultă cuvintele mele, cine le aude cuvintele mele cu alte cuvinte și le împlinește, caută să le trăiască în viața sa personală, se aseamănă cu un om înțelept, cu un om cu judecată. Și el și-a zidit casa, însă și-a zidit casa pe stâncă, au venit ploile, au suflat vânturile și voile și au lovit în casa aceea, însă casa a rămas în picioare, pentru că temelia ei a fost zidită pe stâncă. Nici unul, nici înțeleptul, nici neînțeleptul nu este scutit de ploi, nu este scutit de vânturi, nu este scutit de șuvoaie,
ci ele vin peste fiecare, adică și peste cel credincios care își ancorează viața în Domnul Iisus și și peste cel care nu este credincios și trăiește după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului care lucrează în fiii neascultării. Ele vin și lovesc în fiecare dintre noi, chiar dacă unii încearcă to sugar coat, să zic așa, să îndulcească viața și caută să ne vorbească doar de lucrurile frumoase, însorite, de lucrurile plăcute și să fie în această stare oarecum de denial, de negare a realității, trăirii de fiecare zi, a fiecăruia dintre noi, mai mult sau mai puțin, zile însorite sau zile înnorate. Ele vin și lovesc. Însă cel care se îmbracă bine, revenind la pasajul din această dimineață, care ia o ținută potrivită, rămâne în picioare, rezistă și merge înainte. Și mă rog noi să fim dintre aceia și Domnul să ne binecuvinteze. Observați aici Apostolul Pavel în prima parte a capitolul 3 spune: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Deci avem o gândire transformată, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Adică prioritatea sunt lucrurile de sus, a împărăției de sus, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Aceasta este poziția de la care pornește Apostolul Pavel, fiind în Hristos, murind față de lume, murind față de păcat, murind față de ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu și fiind vii pentru Hristos, gândirea noastră este o gândire transformată, este o gândire înnoită. Suntem în Hristos, viața noastră este în Hristos, suntem împreună cu El, chiar în această lume care zace în cel rău, chiar în această împărăție a întunericului, noi suntem fii ai luminii și răspândim lumina sa, chiar în această împărăție a urii, noi suntem fii ai bunătății și răspândim bunătatea sa, suntem fii ai iubirii și răspândim iubirea sa. Însă Apostolul Pavel vine foarte categoric în versetul 5, el folosește câteva metafore, le numim noi, câteva forme de adresare care implică acțiune, așa cum spuneam mai devreme, și vorbește în versetul 5 foarte categoric și am spune chiar sever, aspru, și spune: de aceea omorâți mădularele voastre, deci este acțiunea noastră, omorâți mădularele voastre. Și care sunt aceste mădulare care sunt pe pământ, zice, care sunt între noi, în lume mă refer, nu în biserică, să ne păzească Domnul să fie, dar care sunt pe pământ, care sunt aici în mijlocul lumii în care trăim, și spune curvia, adulterul, orice relație în afara sexuală, în afara căsătoriei, fie că este premaritală, fie că ești căsătorit sau cu o altă persoană în afară de soțul sau soția, omoară, ia o acțiune drastică și categorică, întâi la nivelul minții, apoi la nivelul emoției și categoric la nivelul trupului. Necurăția, și necurăție intră multe, multe aspecte, dar nu vreau să mă opresc la acestea. Patima, adică ceea ce dinăuntru pornește și care ajunge să înrobească apoi. Când un om este pătimit de ceva, în limba română, înseamnă că este înrobit de lucrul respectiv, este legat, este dependent, este addicted to the thing, it's enslaved to the thing. Și spune, omoară lucrul acesta, dar nu poți sigur, doar fiind în Hristos și Hristos fiind în tine, fiind în mine, mărit să fie Domnul. Apoi zice, pofta rea, dorințele rele care nu sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu, și lăcomia,
Auziți, și lăcomia, care este o închinare la idol, în față de aceste lucruri spune, fiți severi, fiți aspri, nu ne lăsați să-și facă în mintea voastră cuiba, îmi spune cu alte cuvinte, să-și facă loc în mintea, nu zăboviți gândindu-vă la aceste lucruri, ci din start le respingeți, din start le îndepărtați și orice poate să le provoace în mintea voastră, smartphones cu imagini, internetul, televizorul, știu eu câte alte forme, social media, Snapchat sau alte și alte lucruri, dați-le afară, scoateți-le afară, smulgeți-le afară. Pentru că dacă nu le smulgi tu și nu le smulg eu, te smulg ele din împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Israel, omoară pe Amalec. Israel l-a lăsat pe Amalec. Ajunge primul împărat Israel, al lui Israel, Saul, și Domnul îi spune, acum, du-te și-l omoară pe Amalec și nu lăsa nimic din Amalec. Am spune că e o cruzime acolo, dar transferăm spiritual. Și știți ce face Saul? Oile grase, animalele frumoase și chiar pe împărat îl protejează. Îl protejează. Nu ascultă. Și zice, o, din aceste animale am să aduc jertfă Domnului. O să le aduc înaintea Domnului și uneori aceasta este și gândirea creștinului netransformat pe deplin. O, dar pot din aceste lucruri să vin cu ele înaintea Domnului. Domnul nu primește astfel de lucruri, nu primește o astfel de jertfă cu o astfel de inimă. Și Domnul îi spune prin Samuel, ce este de preț înaintea Domnului? Mai mult jertfele decât ascultarea, nici de cum. Ascultarea e mai importantă decât jertfă. Ăsta e primul aspect. Și al doilea aspect este că pe cel pe care el l-a lăsat să trăiască, în final, l-a omorât. Saul a murit de mâna unui amalecit. Pentru că n-a ascultat cuvântul Domnului. Dragi frați și surori, poate sună un pic aspru acest cuvânt. Dar mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-l amplifice în mintea fiecăruia dintre. Mai mult decât pot eu exprima în câteva minute, Duhul lui Dumnezeu să pătrundă dincolo de urechile fizice în interiorul nostru. Pentru că auziți ce zice, din pricina acestor lucruri vine, auziți, mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Auziți ce aduce aceste lucruri în viața unei persoane, în viața unei familii, în viața unei biserici care nu se trezește. E sabia mâniei lui Dumnezeu. Este al doilea nivel. Le spune, din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum este al doilea nivel. La primul spune, omorâți! Al doilea nivel zice, dar acum lăsați-vă, renunțați. Parcă îmi spune că nu este așa de mare severitate, însă a renunța la ceva, te lăsa de ceva, de asemenea implică o acțiune clară de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât, auziți, a doua metaforă, v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui. Înainte de a fi o îmbrăcare, trebuie să fie o dezbrăcare. Înainte de a fi o umplere și noi spunem să fim plini de Duhul Sfânt, să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt, să boteze Domnul cu Duhul Sfânt și vrem aceasta. Ne rugăm pentru aceasta. Însă înainte de a fi o umplere, trebuie să fie o golire. Primul lucru care spune Domnul Iisus Hristos celor care vrea să vină după El, cine vrea să vină după mine, primul lucru care spune este să se lepede de sine. Lepădarea de sine. Oamenii zilele din urmă sunt plini
de sine. Plin de sine. Mândrie, aroganță, înfumurare, neascultare, rebeliune, împietrire. Oameni plini de sine. Lăsați-vă. De ce? Că v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Ne-am dezbrăcat, am omorât acele lucruri, ne-am dezbrăcat de celelalte și acum suntem îmbrăcați. Chemați să fim îmbrăcați. Astfel dar, ca o concluzie la ceea ce scrie Apostolul Pavel până aici, astfel dar, voi, și se vorbește mult în aceste zile de identitatea noastră și este un lucru bun să ne cunoaștem identitatea, nu? Primul lucru care îl primim când ne naștem în această lume, căpătăm o identitate cu numele nostru, cu data de naștere, cu cine ne sunt părinții și așa mai departe. Și este vai de cei care se nasc și nu au o identitate. Este vai de lucrul acesta, de oamenii, de copiii aceia. Și este important să ne cunoaștem identitatea. Și Pavel spune, sunteți aleși ai lui Dumnezeu. Aleși ai lui Dumnezeu. Și această alegere a lui Dumnezeu, în preștiința sa, el a făcut-o cu mult timp înainte. El a făcut-o cu mult timp înainte. Ea este pecetluită în momentul predării noastre în brațele Domnului Iisus Hristos. În momentul când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, ea este pecetluită pentru noi. Sunteți aleși ai lui Dumnezeu. Aveți o identitate specială, am putea să spunem, ca și aleși ai lui Dumnezeu. Și termenul acesta este un termen foarte bogat în conținutul lui. Al doilea lucru pe care Apostolul Pavel spune cu privire la identitatea noastră, voi sunteți nu doar aleșii lui Dumnezeu, ci în voi este sfințenia lui Dumnezeu. Voi sunteți sfinți, aleși ai lui Dumnezeu, sfinți ai lui Dumnezeu. Aceasta este calitatea pe care Domnul o are în noi, de sfinți ai lui Dumnezeu. Mi se pare că prea mult se spune, toată lumea păcătuiește și prin asta punem standardul jos. Pentru că atunci când toată lumea păcătuiește, pot și eu să păcătuiesc. Atunci când toată lumea face ceva, pot să fac și eu. Dar când spun nu, chiar dacă smochinul nu-și dă rodul, chiar dacă vița nu înflorește, chiar dacă nu sunt boi în grajduri, eu mă încred în Domnul. Adică eu am alt standard după care trăiesc. Eu mă raportez la altceva. Nu mă raportez la cei din lume, ci mă raportez la Domnul Iisus Hristos. Sfinți, și apoi spune, prea iubiți ai lui Dumnezeu, prea iubiți ai lui Dumnezeu. Acum, în termenul acesta de prea iubiți ai lui Dumnezeu și în anumite învățături se spune, dacă eu îmi iubesc copilul și îmi iubesc copiii, Domnul m-a binecuvântat și zilnic mulțumesc Domnului pentru copiii care mi-a binecuvântat, pentru soție și pentru nepoți. Zilnic, nu este zi în care și-o spun aceasta enfatic. Nu este zi în care, cel puțin o dată, dar de mai multe ori pe zi, în rugăciunile mele, mulțumesc pentru copii, mulțumesc pentru soțirea și soții lor la copii, nu că am băiat și două fete, soție și doi soți, pentru nepoți. Și un alt lucru care mulțumesc Domnului zilnic este pentru biserică. Familia mea de aproape și familia în care Domnul m-a așezat. Și este ideea aceasta, dacă îmi iubesc copilul, pot eu să las să-i se întâmple ceva rău copilului meu? Categoric că eu caut să-i spun copilului, nu, și dacă sunt lângă el să-l prind de mână. Când copilul era mic sau nepotul mic și lângă mine se împiedica să cadă, căutam să-l prind, să-l ridic,
Să-l protejezi. Nu pune mâna pe sobă că te arde, nu te duci acolo că e periculos, nu ieși dezbrăcat afară, că soția avea obiceiul acesta să spune că vă îmbolnăviți. Și avea ea o anumită bolă care le spunea special la fete. Și este acest gând. Dacă eu sunt copilul lui Dumnezeu și eu ca tată am grijă de copiii mei, cu atât mai mult Dumnezeu ca tată are grijă de mine. Și este adevărat. Amin. Și este adevărat. Însă atenție, eu ca părinte respect când copiii mei ajung să crească, respect alegerile pe care ei le fac, chiar dacă mie nu-mi plac. Și când am ocazia, le chiar spun lucrul acesta. Le chiar spun. Nu face aceasta că este rău, dar dacă el stăruie, va ajunge la vârsta în care o ales, nu-mi place, dar îl las, îl las. Uneori își vine în fire și vine înapoi și spune, ai avut dreptate, tot ce mi-ai spus că se va întâmpla și s-a întâmplat, parcă ai profețit. Dumnezeu te respectă și mă respectă atât de mult încât El spune, îți spun înainte viața și moartea, binele și răul, te sfătuiesc, te învăț, alege viața, alege binele. Dar dacă tu sau eu aleg altceva, Dumnezeu respectă aceasta. O respectă și culeg consecințele alegerii. Nu e că Dumnezeu mă pedepsește, de prea multe ori se spune lucrul acesta, l-a pedepsit Dumnezeu, nu! A ales să trăiască așa și vine consecința. Este o lege pusă de Dumnezeu, ce seamănă aceea se seceră, se culege. Nu putem schimba în domeniul natural, nu putem schimba nici în domeniul spiritual, oricât am vrea. Pentru că e dată de Dumnezeu și Dumnezeu este suveran și respectă legea. Noi suntem sub autoritatea Lui și suntem chemați să o respectăm. Astfel dar, frați și surori, deja timpul aproape s-a dus, fiind în felul acesta, știind unde am fost, ceea ce ni s-a spus să omorâm, ceea ce ni s-a spus să dezbrăcăm, acum suntem chemați să ne îmbrăcăm. Îmbrăcămintea protejează pe om. Dacă ieși afară în pijama, când a fost zilele trecute, vineri, joi, miercuri, să ieși în pijama afară și stai vreo 10 minute, dă-mi voie să spun că nu-i tot una. Cum zicea unul dintre președinții României, vara nu-i ca iarna și iarna nu-i ca vara. Am pus doar două afișuri pe uși, miercuri, dimineața sau în jurul amiezii, că nu avem serviciu seara datorită frigului și mi-am dat jos mănușile și n-a durat 5 minute și parcă mi-au degerat degetele. Îmbrăcămintea protejează. Îmbrăcămintea reprezintă de asemenea. Când vezi un polițist în ținuta de polițist, îți dai seama. El reprezintă autoritatea de poliție a orașului Troy, a statului Michigan sau la nivel mai înalt. Îmbrăcămintea reprezintă. Îmbrăcămintea conferă autoritate. Este una îmbrăcat civil și altceva îmbrăcat în ținuta militară, generalul. Când îl vezi civil, este ca toți ceilalți. Când îl vezi cu epoleții de general, în ținuta respectivă, impune respect, impune autoritate. Credinciosul de asemenea, din punct de vedere spiritual, îmbrăcat cu ținuta dată de Dumnezeu, doar aici și altele, este protejat. Mintea este protejată, inima și emoțiile sunt protejate, fizicul lui este protejat. El este protejat, ea este protejată. Apoi această îmbrăcăminte îl reprezintă înaintea oamenilor. Îl reprezintă înaintea diavolului. Îl reprezintă înaintea lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, când este îmbrăcat așa, el are autoritate. Când spune, în numele Domnului Iisus, ieși afară!
demonului. Demonul iese afară pentru că are autoritate. El este în Hristos și este îmbrăcat cu Hristos. Are autoritate în fața incertitudinilor vieții, a circumstanțelor nesigure. Ca părinte are autoritate în fața copiilor. Are autoritate înaintea oamenilor. Aduceți-vă aminte cum i-a spus lui Avram: tu ești ca un domn între noi. Și n-avea nicio poziție de conducere. De ce? În el era prezența lui Dumnezeu. Autoritate. Îmbrăcați-vă, dar, cu inimă plină de îndurare. Știți ce înseamnă aceasta? Nu-i face rău după cum merită. Nu, fă-i bine. Fă-i bine, nu-i face rău. Oh, așa am să-i fac, așa mi-a făcut. Nu, nu, nu. Fii cu îndurare. Pentru că ai nevoie de îndurare. Fii cu bunătate, nu cu asprime, nu cu răutate. Că ai nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. Fii cu smerenie îmbrăcat, nu cu mândrie, nu cu aroganță, că Dumnezeu e deasupra, privește la fratele, la sora, mai presus decât la tine însuți, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, îndurare, blândețe, merg până la un punct, pe urmă spui, nu mai pot, atunci ea îndelungă răbdare, îndelungă răbdare. Spune apoi, îngăduiți-vă unii pe alții, adică acceptați-vă unii pe alții. E mai mult decât tolerați-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Și vreau să zăbovesc 2 minute aici. Iertați-vă unul pe altul. De ce? Cu ceva miercuri în urmă am stăruit asupra acestui gând al iertării. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, cu ce măsură măsori, așa ți se va măsura. Iertați-vă unul pe altul. De ce? Pentru că ai nevoie de iertare. Pentru că tu și cu mine nu ești perfect și ai nevoie de iertare. Și dacă ierți, ești iertat. Rugăciunea Tatăl nostru, iartă-ne după cum și noi iertăm greșiților noștri. Atenție, acesta nu este aspectul soteriologic, dacă să folosesc un termen mai așa tehnic, ci, sau al mântuirii, ci este aspectul trăirii în împărăție. Iartă ca să fii iertat. Apoi iartă pentru că neiertarea este foarte gravă și foarte dăunătoare celui care nu iartă. Nu celui pe care nu l-a iertat. Adeseori ăla nu știe nimic, dar are efecte grave, toxice, în viața celui care nu iartă. Foarte multe boli de care suferă oamenii astăzi sunt datorită acestui spirit de neiertare. Chiar și a deveni supraponderal este datorită acestui spirit. Artrite multe sunt datorită acestui spirit. Ulcer gastric este datorită acestui spirit. Și nu le spun de la mine, cercetați și veți găsi lucrul acesta. Datorită neiertării. De aceea, iartă că neiertând îți faci ție rău în primul rând, nu semenului tău. Neiertarea în familie distruge familia, conduce la divorțuri, conduce la ură, conduce la mânie, conduce la conflicte. Neiertarea, de asemenea, te ține robit, te ține legat. Neiertare conduce la lipsa răspunsului Domnului în rugăciune. Neiertarea
este dăunătoare spiritual, este dăunătoare emoțional, este dăunătoare fizic. Iertați, suntem la masa Domnului. După cum Hristos v-a iertat. Acesta e modelul. După cum Hristos v-a iertat. Iertați. Cum te-a iertat Hristos? Jertfindu-se pentru tine. Ca să ierți, trebuie să te jertfești. Trebuie să fii gata să plătești prețul. El a fost gata să plătească prețul. Cum te-a iertat Hristos? El te-a iertat nemai aducându-ți aminte. Iartă fără să mai aduci aminte. Fără să devii istoric sau istorică. Din moment ce ai iertat, aruncă-le. Și dacă se poate, roagă-te să fie marea uitării. Soția a avut cu câțiva ani în urmă un resentiment față de cineva din biserică, de o altă soră. Și acest resentiment i-a măcinat inima pentru o perioadă de timp. Și nu știa cum să scape de el. Să meargă să vorbească, n-a avut curajul, n-a avut îndrăzneala, pentru că față de persoana care avea acest resentiment era că a auzit că ea a vorbit alte lucruri rele despre soția mea sau despre noi ca familie. Și nu a putut să o confrunte, însă purta aceasta în inima ei. Până când într-o zi, la un serviciu ca și acesta, după actul cinei, a mers la spălarea picioarelor. Și în drum înspre sala, mama și copilul întâlnește pe sora respectivă și spune: vrei să îți spăl picioarele? Și i-a zis: da. Și a mers, a făcut actul spălării picioarelor și în acel act a rostit și iertarea în mintea și în inima ei. Pe loc a fost eliberată, pe loc a fost ușurată. Dar lucru și mai minunat e, nu știe cine e sora respectivă. A uitat complet cine este sora respectivă. Aceasta nu este mintea ei că îi uitucă, nu. Are o memorie foarte bună, prea bună câteodată. Ce a fost Duhul lui Dumnezeu care în această cercetare i-a și luat din minte cine este. Când noi iertăm, suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim îmbrăcați și pe deasupra tuturor, ca un palton, ca un pardesiu, ca o manta, zice, pe deasupra tuturor, îmbrăcați-vă cu dragostea, care e legătura desăvârșirii. Amin. Grupul de laudă, please come forward. Let's worship the Lord, and after we worship the Lord, Brother Cornell will preach in English.